Asociația Betania a deschis un punct de lucru la Roman pentru a veni în sprijinul copiilor care suferă de autism și al părinților acestora. Centrul Delfinul al Asociației Betania funcționează lângă școala Vasile Alexandrii, lucrând individual și intensiv cu copiii care suferă de autism, pregătindu-i astfel pentru integrarea cu succes în școli și în grădinițe. Suntem la început, noi ne-am pregătit de primire copiilor, pentru că noi avem centru de terapie pentru copii cu autism în Baco, la care vin foarte mulți părinți din Roma. Și la cererea părinților din Roma, noi am deschis aici un punct de lucru. Echipa este pregătită, noi așteptăm copii. Câți oameni sunt în echipă? Noi începem aici cu 3 oameni permanent, care este completat cu 2 oameni din echipa din Baco, care vin o dată de 2 ori pe săptămână. Și depinde de număr de beneficiari care vom avea, vom extinde serviciile. Până acum, Centrul Delfinul din Roman a înregistrat 20 de solicitări din partea unor romașcani ai căror copii suferă de autism. De pregătirea copiilor pentru viața școlară se vor ocupa 2 terapeute formate la centrul din Bacău al asociației. Momentan începem cu pași mici, vom avea numai terapie în sistem ambulatoriu. Dar pe parcurs sperăm să ajungem ca Centrul Delfinul din Bacău cu terapie pe grupe și cu terapie de 4 ore intensivă. Înființată în anul 1995, Asociația Betania este o organizație umanitară care sprijină toate categoriile defavorizate ale comunității, inclusiv copiii cu dizabilități, copiii abuzați și neglijați, copiii care suferă de autism, tinerii ieșiți din centrele de plasament, respectiv victimele traficului de persoane. Misiunea asociației este realizată prin derularea de proiecte sociale, medicale și educative. Din anul 2004, Asociația Betania este recunoscută ca organizație de utilitate publică de Guvernul României, toate serviciile acesteia fiind acreditate și licențiate.